taie aripioarele în trei părți. De partea mai mică nu vei avea nevoie. Presară peste aripioare făină, sare, piper și amestecă până se vor acoperi bine. Aranjează-le pe o tavă de copt acoperită cu foaie de copt. Stropește-le cu ulei și coace-le la 180 de grade Celsius, 25-30 de minute, în dependență de mărimea lor. Între timp, pregătește sosul. Răzuiește ghimbir, usturoi și toacă mărunt ardeiul chili. Toarnă în cratiță sos de soia, miere, pune ingredientele mărunțite și amestecă un pic. După care adaugă amidonul de porumb, mai amestecă și toarnă apă. Pune cratița la foc mic și odată ce sosul începe să clocotească, o să observi că se îngroașă. Din acel moment, mai ține sosul pe foc 4-5 minute amestecând periodic. Scoate aripioarele din cuptor, transferă-le într-un bol, toarnă peste ele sosul fierbinte și amestecă în așa fel încât să se acopere toate cu sos. Aripioarele au ieșit crocante la exterior, suculente în interior, aromate cu sos dulce iutișor, sper să vă placă! Poftă bună!